Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare. Vă invit astăzi la o etalare generală să vedem ce ne arată cărțile de oracol. Nu știu dacă voi utiliza și tarotul, s-ar putea. Însă, haideți să vedem astăzi ce ne prezintă aceste cărți de oracol sau tarot. Haideți să vedem. Va fi o etalare sentimentală, pe plan sentimental. Dacă titlul vi se potrivește, înseamnă că este un mesaj în spatele acestei etalări. Dacă nu, poate nu a trebuit să fie niciun mesaj pentru dumneavoastră. Două cărți care au căzut. Ok. Se pare că de 3 luni voi sau cineva, da, parcă sunteți în căutarea acestei iubiri, în căutarea acestei persoane, de cel puțin 3 luni de zile, câțiva dintre voi, sau ați cunoscut acum 3 luni de zile o persoană și lucrurile au evoluat extrem de rapid între voi, da? Văd de foarte mare rapiditate. Cineva însă trage de timp aici, da? Un bărbat trage de timp, această energie masculină, o vedeți, trage de timp, este o persoană între 35 și 50 de ani. Este o persoană care nu este hotărâtă, de aceea trage de timp. Deci sunt două energii diferite, una extrem, care vrea extrem de rapid să se întâmple ceva, iar cealaltă energie masculină, care este foarte, să zic așa, poate nehotărâtă, da? Însă trage de timp, vom vedea de ce. A apărut și energia feminină, iată aici, cuplu perfect, o femeie între 30 și 50 de ani, aproximativ, da? Această femeie este foarte supărată pentru că nu există comunicare din partea acestui bărbat. Probabil ea a încercat să scrie ceva, mesaje și nu i s-a răspuns, da? Nu i s-a răspuns. Sau dacă veți încerca să scrieți, vedeți, nu s-a răspuns, își dorește această femeie această uniune foarte mult. Deci femeia respectivă își dorește uniunea cu această persoană, însă această persoană trage de timp, nu o văd neapărat că fuge, nu, da, nu este pregătită, nu o văd pregătită, să știți. Persoana asta încă nu este pregătită. Haideți să vedem ce altceva mai aflăm din aceste cărți, dacă ne pot arăta viitorul. Dar lucrurile se pare că se vor echilibra. Iată cartea care a apărut în viitor. Lucrurile se vor echilibra foarte frumos. Haideți să vedem cu aceste cărți de tarot, să clarificăm aceste cărți. Ce s-a întâmplat acum 3 luni? Acest bărbat se pare că a făcut o declarație de dragoste acestei femei sau, da, în momentul în care v-ați cunoscut, bărbatul respectiv a făcut această declarație de dragoste extrem de rapid. Când mă refer la o declarație de dragoste, poate să fie pur și simplu gesturi, da? Deci poate să fie verbal sau non-verbal, dar gesturile sale au făcut ca acest bărbat să atragă femeia aceasta de aici, da? Depinde dacă sunteți dumneavoastră femeie, vă reprezintă cartea, dacă sunteți bărbat, vă reprezintă cartea de aici, bineînțeles. Luați cum rezonează, însă cert este că acest bărbat a făcut această declarație de dragoste. Acest bărbat poate fi în rac, scorpion sau pești, însă este o persoană care în unele cazuri se pare că are pe altcineva. De ce? Pentru că această persoană se află la distanță, această persoană în relația pe care o are oficială sau în prezent cu altcineva nu este bine, se simte singur, visează la cu totul altceva, însă are anumite temeri și frici de viitor, fie că se află ceva, fie pur și simplu sunt efectiv temerile sale de cum va arăta, unde nu este un trio, da, bineînțeles, se va întreba cum va arăta această relație în viitor. De ce trage de timp această energie masculină? Pentru că trage de timp, apare că trage foarte mult de timp. Haideți să vedem ce putem afla. De ce trage de timp?
Pentru că nu este pregătit, pentru că lucrurile s-au întâmplat foarte repede și nu este pregătit să-și bată joc de nimeni, vrea să vină cu o ofertă, cu o propunere, asul de monede, stabilă, însă când va fi gata, când va fi pregătit, încă are lucruri de rezolvat în viața sa. Lucrurile acelea încă nu sunt puse la punct. Fie că această persoană are de-a face cu o persoană în berbec, leu, săgetător, gemeni, vărsător, balanță, poate să fie, sau capricorn, fecioară, taur, cu această persoană sau aceste persoane trebuie să rezolve anumite lucruri pentru a face acea propunere. Deci deocamdată nu este pregătit să rezolve acele lucruri. Dar să vedem ce îl împiedică să facă, să-și pună ordine, pentru că nu are ordine în viața această energie masculină. Fie are copii, fie declarația voastră de a-l iubi atât de rapid, da? Dacă voi sunteți femeie și priviți acest videoclip. Deci e vorba despre o propunere care a venit extrem de rapidă, da? O declarație de dragoste extrem de rapidă sau pur și simplu un copil. Și nu-i se pare prea echilibrat ceea ce s-a întâmplat între voi atât de rapid, această iubire care s-a dezvoltat atât de rapidă, da? Pentru el e foarte mare rapiditate în dezvoltarea acestei conexiuni, extrem de mare, de unde vedeți și suferința acestei femei, pentru că nu mai comunică cu acest bărbat, fie această femeie este blocată de acest bărbat, fie invers, femeia a blocat acest bărbat, dar nu există comunicare în prezent în vederea acestei uniuni, deși lucrurile parcă se echilibrează în viitor, dar comunicarea asta s-ar putea să însemne blocată și faptul că nu mai discutați sentimentele voastre așa cum o făceați. Deci nu mai este nimic ca înainte. Comunicarea blocată datorită unei căsătorii. Apare aici o căsătorie datorită poate unei poziții în societate diferită a celor doi, un statut diferit, o funcție diferită, dar mai mult este vorba despre o căsătorie. Haideți să vedem acest echilibru, cum va fi de fapt această relație, pentru că apare un echilibru în această conexiune, ce se va întâmpla în viitor. Există supraveghere, da? Cineva este cu ochii pe cineva, să afle mai multe informații, să vadă ce face celălalt, pentru că nu există comunicare, va exista această nou început. Da? Deci supraveghere pe rețele de socializare sau nu contează, dar va exista un nou început între voi. Lucrurile se vor echilibra prin obținerea de informații, se pare, directe sau indirecte, și va exista acest nou început. S-ar putea ca fiecare dintre voi să aveți pe altcineva, da? Nu contează, dar între voi va exista un nou început. Este vorba despre pasiune foarte mare, e o dragoste pasională, o dragoste romantică pe care o întrevăd eu aici. Dar da, va exista un nou început. Acest blocaj în comunicare va dispărea și va exista această uniune, acest echilibru se va face prin obținerea de informații noi, obținerea de informații pertinente care vor duce la acest nou început. Da? Haideți să vedem îngerii ce spun despre energia acestei conexiuni. Îngerii spun că deocamdată nu vedeți totul clar, că nu există v-ați făcut anumite iluzii, da? Probabil persoana asta v-a promis anumite lucruri, nu s-a ținut de cuvânt, sunt anumite iluzii care au fost făcute, persoana asta s-a purtat cu voi într-un mod diferit decât alte persoane pe care le-ați cunoscut voi în viața voastră până acum, îmi cer scuze. Deci v-ați făcut anumite iluzii, da? Au fost anumite iluzii, vedeți, vise, ați creat această conexiune în viitor rapid și extrem, extrem de rapid. Probabil a fost prea rapid, de unde și retragerea acestei persoane, piedica care v-a pus-o, frâna care a pus-o această persoană, pentru că lucrurile au evoluat prea rapid.
Deci, sunt iluzii, da? Îmi pare rău că vă spun, dar sunt iluzii create, vise care vi le-ați făcut, da? Eu știu, nu numai vise, când mă refer la vise, e un plan al dumneavoastră care vi l-ați făcut împreună. Aveți nevoie de acest reconfort, aveți nevoie ca cineva să vă salveze, v-ați dat seama că dragostea doare, v-ați aprins extrem de rapid cu această persoană pe care ați întâlnit-o și inima dumneavoastră suferă în acest moment. O suferință greu de acceptat. Vă este greu să acceptați că totul s-a terminat, aveți impresia că persoana respectivă va reveni și revine. Da? Va exista acest echilibru. Dar, repet, va fi aceeași dragoste pasională. Deci, îngerii vă vor trimite acel reconfort, se pare, de care aveți nevoie. Însă, ce trebuie să mai aștept, pentru că simt nevoia să mai trag anumite cărți, pentru că va trebui să alegeți, da? Să înțelegeți că dacă acceptați această persoană, o acceptați așa cum este și voi poate treceți într-o altă poziție și așa mai departe, nu știu, pentru că aici mi-apare o căsătorie, mi-apare un copil, da? Mai adolescent, așa, nu contează, dar ideea este că va trebui să faceți o alegere în momentul în care această persoană se va întoarce, veți continua această dragoste romantică sau îi veți spune capăt. Da, dragii mei, cam asta este etalarea care v-am propus astăzi. Mulțumesc din suflet pentru vizualizări. Vă iubesc și vă doresc tot binele din lume. La revedere!